Bunătatea și blândețea. Disciplina religie, cultul ortodox, clasa a treia. Dragi prieteni, azi avem doi invitați, dar numele lor trebuie să-l descoperiți voi. Dragii mei, m-am mutat în casă nouă și vreau ca să-mi invit prietenul să locuiască cu mine. Am emoții, pentru că ieri m-am enervat foarte tare și el m-a văzut foarte furios. Bună! Am o căsuță nouă. Te invit să locuiești cu mine. Aș vrea să-ți arăt că pot fi și eu asemenea ție blând și calm în toate situațiile. Vrei să stai cu mine? Dragul meu, nu te necăji. Oricine se poate supăra uneori. Dar eu știu că tu întotdeauna m-ai ajutat și ai dat dovadă de bunătate. Ești cel mai bun prieten. Numele celor doi prieteni sunt denumirile a două calități sau însușiri pe care aceștia le au. Care sunt numele lor? Cred că ați ghicit. Numele lor sunt bunătate și blândețe. Ați reținut că cei doi prieteni aveau două calități, bunătatea și blândețea. De ce este bine să fim buni și blânzi? Sfânta Scriptură ne învață. Cuvintele frumoase sunt un fagure de miere. Un răspuns blând domolește mânia. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină cu bunătate, cu blândețe. Purtați-vă fiecare cu bunătate și îndurare față de fratele tău. Să facem un joc. Desenați-vă palma. Scrieți pe fiecare deget desenat câte un avantaj sau un lucru bun care vine din bunătate. Să completăm după exemplul dat. Bunătatea aduce prietenii frumoase. Să mai încercăm o dată. Desenați-vă palma. Scrieți pe fiecare deget desenat câte un avantaj sau un lucru bun care vine din blândețe. Să completăm urmând exemplul dat. Blândețea aduce pace. Să mai facem un joc. Să răspundem la încă două întrebări. Când sunt un copil blând? Iată ce cred eu. Vă dau câteva exemple. Sunt un copil blând atunci când nu mă enervez pe colegul meu de bancă. Sunt un copil blând atunci când ascult toată povestea vecinului. Sunt un copil blând atunci când am răbdare cu frățiorul meu. Urmând exemplele date, răspundeți și voi la întrebare. Iată următoarea întrebare. Când sunt un copil bun? Vă dau și eu câteva exemple. Sunt un copil bun atunci când spun lucruri frumoase despre colegii mei. Sunt un copil bun atunci când îmi încurajez prietenii. Sunt un copil bun atunci când am grijă de alții. Urmând exemplele date, răspundeți și voi la întrebare.